Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Un eveniment unic în Europa va avea loc în stațiunea Mamaia peste numai câteva zile. 5, v-a spus Crina, colega mea, mai devreme în știri. Este vorba despre maratonul nisipului, un eveniment important nu atât în sine cât cred eu. S-ar putea să mă înșel prin faptul că încearcă să dezvolte această pasiune, o să-i spun pasiune, în Constanțeni și nu numai, să alerge. Este important să alergăm și poate discutăm pe parcursul emisiunii și despre acest lucru. Este important pentru sănătatea noastră. Invitat în această emisiune, domnul Daniel Antonaru, este fondatorul Sana Sport, o asociație non-guvernamentală care promovează sportul, alergatul în special, dar este și organizatorul Maratonului Nisipului. Bună seara! Bună seara! Bun, să spunem câteva secrete înainte de a intra în aceste emisiune. Secretul este că am discutat așa vreo 10-15 minute înainte și îmi spuneți că sunteți uimit, nu știu ce cuvânt ați folosit, dar ceva asemănător de numărul mare de înscriere, de impactul mare pe care îl are această competiție. Noi ne-am întâlnit și anul trecut în această emisiune și trebuie să mărturisim, poate nu-și mai aduc aminte de spectatorii, spuneți că e destul de greu și să adunați fonduri și să conștientizați lumea că este un eveniment important la care trebuie să participe. Cum stau lucrurile anul acesta? Într-adevăr, se pare că au dat roade eforturile noastre de la ediția de anul trecut. În acest an înscrierile ne-au depășit așteptările, mai ales la cursa de 10 km, unde avem în continuare solicitări, deși noi am închis oficial înscrierile, vom căuta soluții să primim cât mai mulți oameni în cursă, dar avem o surpriză, să spun, la toate capitolele, unde am înregistrat creștere și la nivel organizatoric și la nivel de parteneriate. Am atras parteneri și sponsori puternici. Știți regula fără nume, vă rog, da? Fără nume, bineînțeles. Participanții și media vor avea ocazia să identifice cu ocazia evenimentului. Dar pentru noi este un lucru surprinzător, aș putea spune, participarea masivă a atât a competitorilor naționali, cât și a unui număr foarte mare de atleți străini. Asta este important și mi-a dat și mie atenția, sincer. Am văzut un comunicat de presă, a spus participare internațională. Eu când citesc despre evenimente locale cu participare internațională, mă gândesc că vine cineva din Republica Moldova. Nu glumesc, au mai fost cazuri din acestea. Da, e din Republica Moldova, e ok. E participare internațională. Ce se întâmplă în cazul acestui maraton? Avem și noi un participant din Republica Moldova, dar sunt participanți, nu, din 9 state. 900. Da, printre care aș enumera Marea Britanie, Statele Unite, Coreea de Sud, Nigeria, Camerun. Avem într-adevăr o participare care ne-a surprins. Nigeria și Camerun? Da. Cum au ajuns aici? Încerc să-mi dau seama. Sunt studenți care vin la Universitatea Maritimă? Probabil sunt și studenți, probabil sunt și persoane care în această perioadă se află în tranzit în țară sau și-au aflat de eveniment. Important este că avem această prezență și că datorită unicității lui, comunitatea sportivă internațională și-a îndreptat privirea spre noi și în acest mod reușim, zic eu, să realizăm și o promovare internațională a litoralului românesc. Ne bucură numărul mare de alergători străini și sperăm ca de la an la an să aducem cât mai mulți pasionați ai sportului pe litoralul românesc. V-ați promovat și în străinătate sau mă gândesc la modul în care au ajuns cei din Nigeria, Marea Britanie și așa mai departe să vină la acest maraton? Bănuiesc că nu v-ați făcut reclamă în străinătate. Am avut mai multe comunicate de presă, o parte din ele au fost preluate, pe, mai ales în domeniul online, au fost preluate și în străinătate și de asemenea prin parteneri din capitală, asociații sportive, partenere importante, probabil prin transmiterea informațiilor în grupurile, în baza lor de date, a ajuns și la participanții, la alergători străini, cred că. Spuneați că este un eveniment unic în Europa. Mă gândesc că plaje prin Europa aceasta largă sunt în destule localități. De ce nu se mai întâmplă un astfel de eveniment în alte părți? Mă gândesc că sunt, nu știu, chestiuni negative și de ce credeți că nu se mai întâmplă?
Într-adevăr, prima dată când am demarat acest proiect, foarte multă lume mi-a spus că vor fi probleme, că oamenii vor abandona, că este foarte greu, că este imposibil. Dar uitați că până la urmă am fost contraziși, întrucât câștigătorul de anul trecut a terminat maratonul într-un timp foarte bun, 2 ore 53 este un timp foarte bun chiar și pentru șosea. Anul acesta ne-am hotărât chiar să premiem doborârea recordului suplimentar față de anul trecut, în cazul în care se va întâmpla, și sunt premize, având în vedere din ceea ce am observat noi persoanele înscrise la proba de maraton. Dar nu cred că, nu știu să vă spun de ce, alți organizatori nu și-au îndreptat atenția spre această suprafață de alergare. Important este că noi am dorit să realizăm un eveniment unic, sperăm să rămână unic în continuare, să-l putem promova ca pe singurul maraton pe nisip din Europa. Este adevărat că se alergă mai greu pe nisip decât pe asfalt sau pe alte suprafețe? Aș spune că necesită poate o altă tehnică de alergare decât cea pe asfalt. Da, și că din câte știu eu nu mă pricep, dar tehnica de alergare e aceeași. Da, pentru alergătorii amatori putem spune că este aceeași, dar diferența ar fi dată de suprafață. Probabil că pe asfalt supunem articulațiile la un stres un pic mai mare, pe când în partea de nisip, fiind mai afânat, supunem partea musculară la un efort mai mare, partea de articulații fiind mai atenuată de șocul de contact, fiind atenuat de suprafața nisipului. Am înțeles. Chestiuni tehnice. Da, chestiuni tehnice în care nu aș vrea să intru. Haideți să vedem care sunt, nu știu, categoriile de oameni care vin la acest concurs. Mă interesează vârstele. Nu mai știu cum a fost anul trecut, dar din câte mi-aduc aminte, ați avut și copii, ați avut și vârstnici. Mă interesează și categoriile sociale. Dacă știți cumva, dacă din momentul înscrierii v-ați dat seama. Categorii sociale nu știți încă, nu? Nu am urmărit, pentru că evenimentul nostru este destinat tuturor categoriilor sociale. Nu am fost interesați de obținerea unor date în acest sens. Ce vă pot confirma este că anul acesta am hotărât să împărțim evenimentul în două. Unul este destinat, să zic, probelor competitive, cursa de 10 km, de 21 de km semi-maraton și maratonul de 42 de km. 195, citesc aici pe 195 de metri, într-adevăr, cu start comun la ora 10 din fața sediului Radio Constanța, Radio Vacanța, vila numărul 1 Mamaia. Iar cu ora 12 avem organizată o cursă Family Run. Am dorit de această dată să promovăm ideea de sport în familie, unde am invitat părinți împreună cu copii să alerge pe o distanță scurtă, până asta într-un vreau kilometru. Să vă duc, să știți că fiul meu nu poate să ducă 42,195. Am prevăzut acest aspect, am redus distanța și pentru oarecare departajare și a sparge un pic monotonia de care se plânge lumea în alergare, am introdus și 3 ateliere care vor fi prevăzute cu probe de îndemânare pentru copii. Deci va fi o alergare combinată cu probe de îndemânare. Dați-mi un exemplu. În sensul că vor trebui să arunce cu obiecte la țintă, să... Îl aduc pe fiime, sigur, da? Am înțeles, altceva? Da, mai avem aruncarea obiectelor la punct fix. La fel, deci aspecte ce țin de îndemânare și de precizie în general, dar împărțite pe categorii de vârstă, ca să nu prezinte un grad ridicat de dificultate. Aveți clienți la această cursă? S-a înscris lumea? Înscrierile vor începe pe 27-28 martie. Bun. Unde în se cadrul pot face? Sana Expo. Este o expoziție pe care o organizăm cu ocazia predării kiturilor de concurs. Ea are loc în cadrul unui mall situat pe varianta orașului Constanța, iar înscrierile vor avea loc la fața locului. Necesită prezența adultului, a părintelui, care va trebui să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copiilor participanți în echipa respectivă. Echipa va prelua numele adultului. Am limitat, deși cererea este foarte mare datorită aspectului de siguranță care ne interesează în mod deosebit, având în vedere că avem copii în cursă, am limitat numărul de participanți la 30 de echipe. O echipă fiind alcătuită din minim 2 membri. Maxim? Maximul cât se poate vom premia cea mai numeroasă echipă, cel mai mic participant ca vârstă.
Sperăm noi să fie un eveniment reușit. Banii care se vor strânge, am pus o taxă modică de 10 lei de participant, vor fi donați în scopuri de caritate. În principiu suntem în evaluarea mai multor asociații, organizații care acționează în zona sprijinirii copiilor cu deficiențe legate de autism. Și vom dona probabil către una dintre, dar către o persoană, un copil, vom identifica un caz deosebit și vom sprijini copilul respectiv. Am înțeles, deci alegăm, ne menținem sănătatea și facem și un gest frumos. Bine. Dintre cursele acestea de maraton, semi-maraton și de 10 km, spuneați că la cea de 10 km sunt cele mai mari cereri, înscrieri, nu? Într-adevăr, nu ne așteptam să atingem numărul limită de participanți în ceea ce privește înscrierea la cursa de 10 km. Probabil acest lucru se datorează cu siguranță distanței mai mici, dar și taxei foarte scăzute de participare, probabil cea mai mică taxă din țară, 30 de lei, am urmărit să avem cele mai mici taxe față de celelalte concursuri, pentru că noi ne dorim să avem foarte mulți participanți și să oferim cât mai mult, sens în care stăm foarte bine cu ajutorul partenerilor, sponsorilor noștri și la capitolul premiere. Avem premii în bani 20.000 de ron, per total, de milioane de lei vechi. Per total eveniment, ceea ce puține concursuri din țară în acest moment se pot lăuda cu premii în bani de asemenea valoare. Bineînțeles, vor fi și premii în produse și servicii. Bun. Ne-a sunat cineva și dorește detalii concrete despre acest eveniment, dar vi le dăm în partea a doua a emisiunii. Suntem pregătiți cu astfel de detalii. V-am spus de unde se pleacă, dar o să revenim în partea a doua cu aceste date, care este traseul, cu problemele organizatorice. La o scurtă pauză de publicitate, întragem sufletul așa ca într-o alergare și revenim. Am revenit în platou. Vroiați detalii, doamnelor și domnilor, despre această cursă. Discutăm despre detalii. Evenimentul va avea loc duminică, 29 martie. Așteptăm atât participanții cât și susținătorii, începând cu ora 9 în Mamaia, la sediul Radio Constanța Radio Vacanța, care este coorganizator al acestui eveniment. Care se află la intrare în stațiunea Mamaia, exact, dacă nu știe exact, cineva, la începutul falezii. Primul start se va da pentru probele competitive la ora 10, cel de-al doilea start pentru Family Run la ora 12. Pentru eventuale înscrieri, în cazul în care vom mai elibera locuri. Mai înțeleg. Ori s-au înscris până acum mulți oameni, ori nu s-au înscris. S-au înscris, dar la cursa Family Run nu am dat drumul la înscriere, încă urmează să dăm în cadrul Sana Expo. Pentru celelalte probe, în limita locurilor, vom mai putea face înscrieri tot în cadrul Sana Expo 27-28 martie. Domnule Tundaru, se intre cu șpagă aici la concursul ăsta, că bănuiesc că dacă s-au terminat locurile, vă mai sună lumea, vreau și eu. Într-adevăr, surprinzător, avem cereri, încercăm și noi în limita și în ordinea solicitărilor să le satisfacem. Ne dorim foarte mulți participanți, n-am prevăzut că vom avea asemenea cerere, dar vom face tot posibilul, vom găsi o variantă să acceptăm cât mai multă lume în cursă. Am o întrebare firească, spun eu. Lumea vrea să vină să alerge. De ce nu-i primiți? De ce limitați? La familie era, înțeleg, da? Sunt copii, sunt prea multă aglomerație, siguranța. Poate că poate duce la accidente, da? La cursa de 10 km? La cursa de 10 km, tot din aceleași motive legate de start și tot din motive organizatorice legate și de cheltuieli, pentru că lumea spune că ok, ar fi bine să se alerge gratuit, dar lucrurile nu stau chiar așa. Oamenii vor primi totuși din partea organizatorilor și sponsorilor un kit de participare substanțial, constând în tricou tehnic de o foarte bună calitate, făcut special pentru evenimentul nostru de către un producător de materiale sportive din România, făcut la comandă. Și l-ați inscripționat, nu? Este construit, fabricat de la zero, da? Pe baza specificațiilor solicitate de noi și a imprimeurilor solicitate de noi. Are o calitate deosebită, cu un material special de alergare. De asemenea, vor primi o medalie de finisher realizată de către un artist local, tot la comandă, precum și alte materiale promoționale pe care le vor găsi în kitul respectiv, plus cronometrajul care se va realiza cu chipuri electronice, numerele de concurs, toate acestea presupun o serie de cheltuieli, care o parte din ele sunt acoperite și de taxă, drept pentru care se fac niște estimări la momentul când demarezi un asemenea proiect și este bine să
te încadrezi în el, bineînțeles, cu o serie de marje pe care ni le-am luat și noi și sperăm să fie suficiente. Toți participanții primesc acest kit? Toți participanții de la probele competitive primesc acest kit, iar la Family Run, de asemenea, copiii și participanții vor primi tricouri, medalii și pachete. Și la probele acestea competitive, cine este premiat? Aveți mai multe categorii, bănesc. Bineînțeles, spre deosebire de anul trecut, când am premiat doar categoriile generale, open, în termen de specialitate, să spun așa, de această dată ne-am dorit să premiem cât mai multă lume, cât mai mulți participanți, sens în care pe fiecare probă avem câte 3 categorii de vârstă, până în 30 de ani, 30 de ani, 44 și plus 45, masculin, feminin. Vă dați seama trebuie că să mă grăbesc de acasă. Sunt destul de multe categorii. Festivalul de premiere va începe după cursa Family Run, începând cu ora 13 și probabil va dura destul de mult. Dar ne dorim să iasă un eveniment reușit în care toată lumea să fie mulțumită. Am înțeles. Aveți o monitorizare a cursului din partea autorităților? Există, nu știu, oameni de la ambulanță, de la ați vorbit, bănesc că nu e ușor să alergi 42,195 de kilometri. Cu siguranță avem atât ambulanțe cât și personal medical calificat de la 2 entități medicale private. Totodată, pe partea de siguranță, am luat toate măsurile. Avem sprijinul primăriei Constanța, cât și al jandarmeriei, precum și a unei firme private de pază. L-ați vorbit cu Radu Mazără, poate vine să alerge și el? Am trimis o invitație către primăria Constanța. Haideți să păstrăm suspansul. Avem un telefon și revenim cu această întrebare. Bună seara, vă ascultăm. Alo? Încă o dată. Bună seara, vă ascultăm. Să știți că noi vă auzim. Da. Mă interesează la proba Family Run. Ce vă interesează? Pe ce distanță se aleargă? Vor fi aproximativ 1 kilometru. Se va da startul din fața sediului Radio Constanța, Radio Vacanța, spre Hotel Park. Se va ajunge până în apropierea Hotelului Park, unde vor fi 3 ateliere, așa cum v-am spus, cu probe de îndemânare, după care se va reveni în zona de start-sosire. Am înțeles. Deci, spre un hotel din Mamaia, să spunem așa. Da, aproximativ 1 kilometru. Bun. Am înțeles. Proba de Family Run este înainte de cea de 10 kilometri sau după? La ce oră este? La ora 12 este startul al Family Run. Probele competitive încep la ora 10. Pe site-ul dumneavoastră am văzut că înscrierile se vor face la fața locului. Vor fi înscrieri totuși online sau merg acolo și mă... Pentru Family Run? Nu. Pentru Family Run nu sunt și nici nu au fost înscrieri online, doar în cadrul Sana Expo 27-28 și în limita la un centru comercial pe care nu putem să-l pronunțăm din cauza rigorilor CNA-ului, un centru comercial aflat pe variantă, mă rog. Intrați pe site, probabil că vor fi acolo detalii, sunt detalii pe site? Regulamentul, da. Da? Bun. Da, am înțeles. Dați-mi voie să vă întreb și eu ceva. Vreți să alergați? Să mergeți, să alergați cu copiii? Da, eu vreau să alerg. Aș vrea să alerg și cu copiii și aș vrea să alerg și la proba de 10 km, numai că am văzut că a depășit limita de 250 în înscriși la proba de 10 km. Da, dar de ce vreți să alergați? Sunt curios. Pentru că îmi place să alerg, pentru că alergatul este sănătos, pentru că vreau să-mi învăț copiii să alerge. De mic copil mi-a plăcut să alerg, să fac jogging, pentru că este o activitate plăcută care ne mai oxigenează creierul, să zic așa. Am înțeles, da. Mulțumesc frumos pentru telefon. Domnul Antonaru vă așteaptă la cursă. Mulțumesc încă o dată frumos. Bun, eram la traseu. Am stabilit de unde se pleacă, da? Se aleargă spre Năvodari, ca să nu spun niciun nume de hotel. La cursele competitive, într-adevăr, se aleargă spre Năvodari. Va fi o porțiune de undeva 600-800 de metri de asfalt, exact pe faleza reamenajată, după care se va intra pe nisip și se va continua până
la ieșire, de fapt, la ieșire din Mamaia, acolo se va întoarce pentru cursa de 10, este primul punct de întoarcere de 5 km, unde întorc participanții de la cursa de 10 km. Și cel de-al doilea punct de întoarcere este undeva pe plaja Năvodari, în dreptul fostei tabere de copii, unde vor trebui să întoarcă cei de la semi-maraton și de la maraton, iar cei de la maraton vor trebui să facă această distanță de 2 ore. Da, mi se pare foarte complicat. Cu Radu Mazăre, întrebam. Ați vorbit? Poate am trimis o invitație către primăria Constanța. Sperăm să avem o confirmare din partea primăriei. Mâine la conferința de presă, care va avea loc începând cu ora 11 la un restaurant din stațiunea Mamaia, ni s-a confirmat participarea unui reprezentant din cadrul primăriei. Da? Cât și la startul competiției am primit o informare că ar participa cineva din cadrul primăriei. Nu știu încă să vă spun exact despre ce persoană este vorba. Așteptăm și noi cu interes. Da, e bine că se implică totuși și autoritățile. Da, am beneficiat de sprijin în acest sens, atât din partea primăriei, cât și din partea Apelor Române, a Direcției Județene de Sport, care sunt partenerii noștri tradiționali în organizarea evenimentelor sportive. Apelor Române v-au încurcat, cred, cu toate lucrările pe care le fac. Pic în zona de start a trebuit să evităm să dăm startul de pe nisip datorită lucrărilor care se realizează acum în... chiar în apropierea startului, dar totodată pe viitor vom beneficia de o plajă mai largă care ne va permite să o folosim la capacitatea ei maximă. Am înțeles, mai avem un minut. Ce alte evenimente mai pregătiți într-un minut în acest an? În acest an mai avem câteva surprize. Probabil va fi un cross în timpul verii, probabil în port, suntem în discuții să vedem dacă îl vom finaliza. Nu știu dacă aveți timp de greviști sau loc, dar mă rog. O să vedem și în funcție de cum decurg lucrurile acolo privind lucrările care se fac. De asemenea, unul spre toamnă și unul de ocazia Halloween. Vom organiza un costumați, cross. Costumați așa? O să le regăți costumați? Da, pe timpul serii, undeva în zona peninsulei. O să... revenim cu detalii după acest eveniment. Important este să terminăm cu succes acest maraton. Invităm toți constanțenii atât să participe cât și să ne susține. Maratoniștii au nevoie de aplauze din partea constanțenilor, atât pentru a arăta că este un eveniment dorit aici, la Constanța. Noi prin acest eveniment am reușit și ăsta este lucru cu care ne mândrim, să înscriem orașul Constanța pe harta maratonilor internaționale ale lumii. Mulțumesc pentru prezența. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și noastră că v-ați uitat, ați reținut datele, le aveți și pe site pe 29 martie, eveniment unic în Europa, în stațiunea Mamaia. Mulțumesc că v-ați uitat, rămâneți cu România TV.